În mod surprinzător, există câteva alimente care rezistă mai bine dacă sunt congelate. Iată câteva dintre ele pe care poate nu te-ai gândit niciodată că le poți ține la congelator. Smântâna. Așa cum se păstrează înghețata cremoasă la congelator, la fel poți face și cu smântâna. Înainte de a o congela, trebuie doar să o amesteci bine cu o furculiță pentru a distribui în mod egal cantitatea de zer. Și apoi trebuie să învelești cutia în folie de aluminiu. Când o decongelezi, scurge zerul și adaugă puțină pudră de amidon pentru a deveni cremoasă ca atunci când ai cumpărat-o. Crema de brânză. Nu pare să fie pe lista brânzeturilor care pot fi congelate, dar totuși crema de brânză se poate ține la congelator. Trebuie doar să o pui într-o pungă alimentară, să elimini aerul cât de bine poți netezind-o cu o palmă și apoi să învelești pachetul în folie de aluminiu. Această folie previne formarea de ace de gheață în primele ore de la congelare. Când o decongelezi, lasă crema de brânză să se dezghețe treptat la frigider. Scurge zerul și folosește-o pentru plăcintă sau pentru tartine cu pâine prăjită. Ceapa și usturoiul. Mai au gust după ce au fost congelate și dezghețate? Sigur că da. Trebuie doar să le cureți, să le speli și să le toci mărunt. Apoi se pun cantități potrivite de ceapă și usturoi tocat în punguțe foarte mici. Se presează pentru a elimina aerul și se pun la congelator. Rezistă câteva luni și, când vrei să pregătești rapid un sos sau o salată, le dezgheți în câteva minute. Când le decongelezi, nu este nevoie să aștepți. Ceapa sau usturoiul congelate se pun direct în tigaie cu unt sau ulei și câteva linguri de apă și se rumenesc la foc potrivit. Și avocado se poate ține la congelator. În cazul în care îți place mult acest fruct, cumpără câteva bucăți bine coapte și păstrează-le la congelator. Se curăță de coajă, se taie cu bulețe, se stropesc apoi cu lămâie și se congelează în pungi alimentare, eventual vidate. Când decongelezi avocado, lasă-l să se dezghețe treptat, la frigider. Bacon. Feliile subțiri de bacon rumenite pe grătar sunt savuroase. Dacă ai răbdare să pregătești mai multe odată, o parte dintre ele pot fi congelate în pungi, învelite apoi în folie de aluminiu. Când le decongelezi, nu este nevoie să aștepți. Feliile subțiri se pot tăia cu un cuțit și se pot adăuga la salate sau diverse preparate pentru a le da savoare. Mulțumim pentru vizionare! Iar dacă v-a plăcut videoul, nu uitați să dați like și subscribe canalului nostru de YouTube.